Salutare, fraților! Bine v-am găsit în prima tură din 2024. L-avem aici pe fratele Jean. Suntem în Câmpina și vom explora potecile localnicilor, potecile de enduro. Să vedem cum ce se mănâncă. Deja ieșim de pe asfalt și facem dreapta. Și grijiți cel, găsim pe Silviu Filipescu și pe Cristi. Și iată că începe coborârea, fraților. Să vedem care e treaba cu ea. Deocamdată o potecă acoperită cu pietriș. Pantă rezonabilă pentru orice începător. Un pic de noroi pe aici colo, însă e lux, pentru că totuși suntem la jumătatea lunii februarie. Hai că începe ceva mai în forță, în sensul că panta a devenit mai abruptă. Iar ca lumea prima bucată. Văd că sunt și mai multe variante. Deci pot să fac stânga dreapta după bunul plac. Se vede că poate că e foarte circulată. Ceea ce e un lucru bun, înseamnă că e ciclabilă. Bă, dar e chiar ca lume. Sincer, îmi place mai mult decât la Azuga, cel puțin până acum. Dar când spun asta, țineți cont că îmi place să mă dau pe trasee mai legere. Ceea ce înseamnă că pe traseul ăla de la Azuga doar cel verde îmi place. Deci ăsta pot zice că e perfect pentru un începător așa spre mediu. Iar aici bine ați venit în România. Depozit de gunoi într-o minuție de pădure. Cam ăsta e nivelul, n-avem ce să facem. Între ghilimele spun, n-avem ce să facem. Și asta a fost prima coborâre de aici din Câmpina, cam scurtă, să fie avut maxim un kilometru. Deci nici pentru încălzire n-a fost suficientă. Însă vom merge și pe alte poteci. Intrăm pe o a doua potecă. De data asta ne întâmpină cu o urcare. Aici spaima schimbătorului. O grămadă de lemne, care bineînțeles că pot striga schimbătorul. Spițe și alte treburi. După vreun sfert de oră de urcare continuă, iată că ne bucurăm din nou de o altă coborâre. Traseul văd că este chiar și marcat. Au vopsit cioturile astea să fie vizibile. Cobor cu Jean cu cea mai mare viteză, și anume viteza Mercului. Pensionat, dar e bine și așa. Bă, dar nărăvașa-i lui Jean, bă, băiatule. Ați văzut și voi cum a aruncat pământul de la roată? Ce vorbești, bă? Aici se îngroașă gluma, panta devine mai abruptă. Covor de frunze gros. Și nu știu pe ce calc. Intrăm și pe secțiune cu pădure de conifere. Pe jos un covor gros de ace. E al doilea. Drum din nou bun. Și zic bun pentru că e foarte lat, e petruit. Merge blană pe aici. Ia uite-l! Opa! Frumos, n-am ce zice. Facil așa a apărut și noroiul. S-au încărcat un pic roțile, însă deocamdată e bine. E totuși februarie. Uite, ți-ai noroi calul ăsta. Din păcate, credeam că scapă mai. Vedeți, verde tot la verde trage. Dai... Clay de la lui. Uitați-o și pe a mea. Care se lipește. Încerc roțile să se încarce din ce în ce mai mult, până pierdem crampoanele. Am văzut o mică pată de zăpadă, deci de asta ieșeam mocirlă pe aici. Iar Silviu e cel mai încărcat. Ca de obicei. Ok. Și Jean după el. La Jean este mai văd crampoanele. Jean are și pe picioare. Eu am venit cu noroiul de acasă. Da. Bă, cică, asta ar fi o coborâre mai dificilă de aici din zonă. Să vedem care e treaba cu ea. Dacă pune Silviu piciorul jos, e clar.
Totul merge conform planului. Iar aici coborâre abruptă, aș putea spune numai abruptă. Da, vedeți în față vârfurile copacilor? Ei bine, noi suntem la vârful acelor copaci, coborâm exact la baza lor, nu știu, 30 de metri. Cam așa. Da, chiar, hai, Jean, hai pe acolo, bă. Uite că pe acolo e potecă. Haide. Hai să filmez pe Silvică. Uitați-l pe Silviu în acțiune. Intrați pe canalul lui de YouTube să vedeți cele mai tari coborâri. V-am zis că poate. Iar eu cu Jean ne întoarcem pentru că avem această minunată variantă, variantă ocolitoare, cu o pantă mult mai rezonabilă. Exact ce trebuie pentru mine. Perfectă, fraților, exact la limita la care mă dau eu. Mamă, până am ajuns pe aici, chiar că nu ia nimeni. Sper să mă întâlnesc din nou cu tovarășii. Opa! Mi-a fugit spatele. Hai că tovarășii au ieșit pe undeva prin stânga. Însă da, cred că poate cine se întâlnesc din nou în față. Până una alta mai avem o bucată frumoasă de coborâre. Și da, uitați, coboară în mare viteză, băieții. Pentru că ai pe unde. Pământul uscat exact ce trebuie, s-au curățat și anvelopele. Opa, mai să-mi iau zborul pe dealul ăla. Aici teren nisipos. Bă, la câte variante pot să fie, bă, băiatule. Mamă, Jean, ai dat în limitare la furca aia, bă. Ce ai făcut, salturi? Ce n-ai făcut? Nu-i bună presiunea. Ia la mine, hai, la mine e dâncică. Și la Silvia, uite. Dar eu am reglat-o. Deci au degeaba, bă, cursul ăsta, bă, uite-te, bă, și tu. Uite-te, bă, și tu unde e limita asta, bă. Uite-te, bă. Mai e loc și de mai da, în cap. Asta dar, de fapt, nu panta te face să poți amortizorul, ci pragurile pe care le treci. Dacă nu au fost praguri... Rădăcini! Iar aici... ce aici? Ce aici? Pământ de la galben. N-ai gă? Nu, și trebuie să... E prea abruptă! Aia e chestia! Da, știa! Acolo e și un drop! Da, da, vezi cum mai șerpuiește așa, mai are o pană... Mamă, dar ce coborâre, bă, băiatul! Însă, dacă și Cristi zice că e abruptă, e clară treaba! Ia uite! Hai că a zis că încearcă să coboare cealaltă potecă. Ia uite, bă, a pornit! Mamă, cum s-au frânele! Dar Cristi, văd că o dă pe aia. Aia e un pic mai blândă. S-a reușit, dar nu știu bine. Vezi ce înseamnă să te pricepi? Coborâre de enduro, băi, fraților, ia uite, bă, uite, bă! Cu bicicletă de all mountain. Și acum, fraților, o potecă veritabilă de MTB. Ia uitați-o cum e. Pe filmare, bineînțeles că pare a fi ceva foarte simplu. Însă e o coborâre în cap, așa cum o mai denumim noi metebiștii. Exact ce trebuie. Cum curge, bă, băiatule, bă, ia uite, bă! Intrăm pe un drum mai sălbatic. Aici de-abia dacă mai vezi pământul. Și văd aici, pe aici, acolo, că sunt multe șanțuri. Deocamdată văd că merge. Frunze, frunze, frunze! Hai că mai inspir și eu de la Silviu. Vă pun unde a luat-o și am garanția că e ok pe acolo. Mamă, ce alunecă vezi cea pe frunzele astea. Și bineînțeles că am nimerit și printr-un șanț.
O luăm pe aici chiar pe off-road adevărat. Să pună seara. Bă, dar ia-ți, să mă iau, să... Prima dată cu ăsta, cu duster-ul, îl umplu cu baterie de la tot cuvinte și ne vedem la punctul unde ajung și să te dai o dată, bă, două zile. Merg cu lui, două zile merg cu tine până îți scad picioarele, până... Mi-a zis Silvia, câte baterii îți ajung? 10, mă, câte baterii îți trebuie? Când să te dai, bă, Silvia, care oricum ți-ai zis, nu e nicio performanță că pui tu pe Strava 2000 de metri cu e-bike. Unul la 100 de kg care face 10 km pe plat e mai câștigat decât tine cu e-bike. Găsim în calea noastră și o cabană părăsită. Văd că e în față și un observator. Deja drum de mașină pe aici. Coborâre din nou lejeră. Perfectă pentru orice începător. E numai bine că mai curăț și o anvelopere. S-au încărcat, cred că aveam cel puțin 5 kg în plus. Am tras o grămadă până acum să urcăm bicicletele. Dar aia e, ce să faci. Ia uitați, bă, fraților, în februarie e praf. Zici că e vară, ia uite-te și tu cum sare din jurul la Tălujean. Mamă, Joane, ce e asta, bă? Ce e asta, frate? Merge, bă! Încet, bătrânește, dar merge! Aici punem o frână pe spate. Da! S-a dus în direcția în care voiam. E bine! Opa! Traseul de astăzi a fost destul de ok pentru începerea sezonului, ținând cont că suntem în luna februarie. Am avut parte de drumuri relativ bune pentru perioada asta, în sensul că n-am înotat prin oroaie. Un drum cu multe suișuri, multe coborâșuri, gândit special pentru pasionații de enduro. Așadar, dacă nu vreți să vă aventurați prea mult, puteți să veniți foarte bine în această zonă, însă să nu aveți impresia că veți vedea cine știe ce peisaje, pentru că, după cum ați văzut, doar prin pădure am mers. Așadar, aceasta a fost ura de astăzi, iar noi rămâne să ne revedem în episodul următor. Salutare!